Mă bucur și eu să fiu cu dumneavoastră în această dupămasă frumoasă, însorită, deși când am plecat din Arada seara ningea, ploua, bătea vântul și m-am gândit, sper că va fi o sâmbătă un pic mai diferită și este. Speram că și în relațiile dintre noi să fie la fel, și anume dacă măcar ceva cât de cât se poate schimba sau va fi provocat în după masa asta. Eu cred că mi-am atins scopul și rog pe Dumnezeu într-adevăr să ne provoace și să ne schimbe spre mai bine. În primul rând vreau să știți că vă vorbesc ca un soț și tată imperfect, cu multe lacune și probleme la rândul lui. Deci nu sunt neapărat cel care vine să vă fie învățător, cu siguranță că mulți ați putea sta în locul meu aici, ați vorbi cu mult mai potrivit, dar vreau să vedem unde e ecranul, pe unde e ecranul, acolo e ecranul. Să vă prezint un pic familionul meu. E o poză făcută la o nuntă în toamna trecută. Eu cel cu cravată, lângă mine doamna mea, Ann, o franțuzoaică care a crescut în Africa vreo 10 ani. Am reușit să o cunosc în Chicago, după care am reușit să o ademenesc și să o trag în România. Și am prins-o în capcana din Arad și n-am mai lăsat-o. Căsătoriți de 20 de ani, fata noastră cea mai mare, cea de la extremă, Fiona, va împlini în curând 16 ani. Cealaltă, a doua, Tara, are 12 ani. Și bebele nostru, care tocmai ieri i-am sărbătorit ziua, 2 ani, Eden. Așa că ne bucurăm cu 3 copii, 2 fete și o surpriză. Și surprizele întotdeauna sunt bune, deși dau mare bătaie de cap, dar Domnul știe de ce ne le dă. Aș vrea totuși, înainte de a intra în materialul pe care l-am pregătit pentru dumneavoastră, să vă pun o întrebare. Și întrebarea ei, hai să vedem un pic cum stăm. Câți dintre voi sunteți căsătoriți în ultimii 3 ani de zile? 3 ani. Așa, nevasta îi pune mâna jos că așa, bun. 3 ani. Câți sunteți căsătoriți în ultimii 7 ani? 7 ani, așa, ok. În ultimii 15 ani? Așa. Câți aveți peste 25 de ani de căsnicie? Perfect. Bun. Am o întrebare pentru... stai să vedem că s-ar putea să fie și necăsătoriți între noi. Avem și necăsătoriți între noi? Ha, 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 ha. E bine. Ok. Bun. Ce caută omul în căsătorie? În general, ce caută oamenii? Ce ziceți dumneavoastră? O, doamnă! Stimabile, spune că fericirea. Cineva care are altă părere? Căutăm fericirea în căsnicie? Căutăm fericirea, hai să fim serioși. Căutăm fericirea, și ăsta e adevărul, nu ne-am căsătorit forțați, ne-am căsătorit cu persoane iubite, fiindcă tocmai asta căutăm, fericirea. Întrebarea însă e dacă oare am și experimentat-o, fiindcă una e să-ți dorești, și alta e să cauți și să experimentezi, să și găsești ceea ce cauți. Și dacă n-am găsit-o decât pentru o anumită perioadă de timp, sau dacă am trăit-o, dar nu îndeajuns, îmi pun întrebarea, care o fi problema? De aceea, întrebarea pe care am pus-o și pe afiș, există ceva în căsătorie mai important decât fericirea? Adică acel ceva față de care oricât de mult m-aș strădui, tot n-aș ajunge fericit. Acel ceva pe care, dacă l-am, indiferent de circumstanțe, indiferent de greutăți, și eu și ea vom putea trăi fericiți împreună. Care e secretul, ingredientul, rețeta fericirii în căsnicie? Fiindcă există o astfel de rețetă și fiindcă sunt un tip realist, nu-mi plac clișeele. Știu că pare a fi un clișe, o rețetă a fericirii în căsnicie, dar există ceva. Există acel ceva care atunci când e căutat în viață de cuplu și când este găsit, aduce într-adevăr fericire. Despre ce vorbesc? Înainte de a căuta fericirea, caută
sănătatea în viața de familie. De ce? Fiindcă numai o căsătorie sănătoasă poate deveni o căsătorie fericită. În alte cuvinte, o căsătorie sănătoasă egal o căsătorie fericită. Și asta bagă-ți-o bine la cap, fiindcă pe asta vom clădi astăzi aici. Despre formula asta aș vrea să vă vorbesc. Dacă nu ținem cont de această ordine a lucrurilor, în primul rând o căsătorie sănătoasă, nu vom ajunge la o căsătorie fericită. Fiindcă iubirea inițială, cea din perioada îndrăgostirii, va trece și după luna de miere, ascultați-mă cu aminte și spuneți-mi voi dacă n-am dreptate, după luna de miere, în multe vieți de cuplu, vine luna de marmelade. Da? Și știți cum e luna de marmelade, da? Dintr-o dată parcă ei pică fața. Cu ăsta m-am căsătorit. Dintr-o dată el se uită strâmb și spune, nu vine să cred, parcă o știa mai altfel. Visele dispar, relațiile devin din ce în ce mai monotone, ca marmelada, se lasă. Din ce în ce mai tensionate, când vrei să o întinzi pe pâine, îți trebuie clește și ciocan. De ce? Fiindcă oamenii, în loc să caute sănătatea în familie, în relații, caută altceva. Și cred că dacă reușesc să-și rezolve acel altceva, pentru unii o slujbă mai bună, pentru alții, măi, până ce nu ne facem un apartament, n-o să fim fericiți. Alții, măi, dacă ne luăm mașină, strângem, lucrăm, economisim, ne băgăm la bancă, luăm un credit, avem, vom fi fericiți. Alții, până ce n-avem copii. Și îți dau seama că poți să ai bani cu carul, că poți să ai câte case și mașini vrei, câți prunci vrei și cât de educați or fi, dacă relația dintre tine și ea, dintre tine, soțul și soția ta, nu-i sănătoasă, tu trăiești un chin. Îți tragi palme singur. În alte cuvinte, nu ești fericit fiindcă n-ai cum. De ce? Fiindcă o căsnicie fericită trebuie în primul și în primul rând să fie o căsnicie sănătoasă. Și o căsnicie sănătoasă, dragul meu, nu vine de la sine. Nu se clădește din instinct sau din amor. O căsnicie sănătoasă se clădește în baza unor norme clare și bine stabilite încă de la început, confirmate și experimentate de către noi, de către fiecare. Și nu-i ceva nou. E la fel ca în viața de fiecare zi. Dacă vrei să fii sănătos, trebuie să ții cont de anumite reguli. Vrei să nu răcești? Spune mama. Nu ieși afară cum? Dezbrăca, nu? Ți-e frică de ciroză? Nu consuma alcool. Ai simptome de diabet? Nu pune zahăr în gură. Lucruri normale, am spune noi, și sunt normale, care dacă ni le însușim, ne protejează sănătatea și dacă suntem sănătoși, avem și bunăstare, avem și liniște și ne putem bucura de viață. La fel și în căsnicie. Sunt anumite chestiuni care ne sunt date, care îți oferă această rețetă cu aceste ingrediente ale căsniciei sănătoase în viața conjugală. Nu te interesează, vrei să le ignori, e treaba ta, dar nu te aștepta ca familia ta să-ți meargă bine. Deci, indiferent că ești căsătorit de 4 luni sau de 40 de ani, ceea ce urmează să vă comunic, cred că vă privește pe fiecare dintre voi. Și mai ales că vreau să vă comunic ceva legat de către cel care a instaurat căsnicia, și anume de ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună când e vorba de căsnicie în Sfânta Scriptură, în singura revelație autentică și autentificată de către cel divin. Și în Scriptură, ceea ce ne spune este felul următor: căsnicia este văzută de Dumnezeu ca un legământ. Reține cuvântul ăsta, legământul căsătoriei. De aici pornește totul, de aici se sfârșește totul. Așa cum se obișnuiește, când cei doi se iau, indiferent că e la primărie sau la biserică, cei doi spun un da răsunător făgăduințelor lor de a se căsători. Ei, dincolo de daul ăsta obștesc, odată ce omul face pasul căsătoriei, el nu face promisiuni doar în fața primarului sau unor martori pământești, sau semnează doar niște hârtii în fața unor oficialități, ci prin căsătorie și el și ea intră într-un legământ înaintea lui Dumnezeu. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, căsătoria este un legământ.
Și asta o găsim în Maleah, capitolul 2, asta o găsim în Ezechiel, capitolul 16, asta o găsim în Proverbe, capitolul 2. Un legământ în fața lui Dumnezeu, precum s-aude cuvântul pronunțat în limba română, are de-a face cu o legătură. Un legământ înseamnă că cei doi se ajung împreună și se leagă, nu doar în fața autorităților pământești, ci în fața lui Dumnezeu prin legământ. Și asta aduce implicații majore. De aceea, tot ce urmează de acum înainte are de-a face cu aceste implicații majore care țin de legământ. Și aș vrea să vă explic doar câteva lucruri care țin de un legământ biblic. Vi le spun pe scurt. Cine e interesat să le dezbată mai mult, o să vă explic mai încolo. Avem și o carte care le dezbate unul la mână. Într-un legământ biblic, într-un legământ făcut sub umbrela lui Dumnezeu, întotdeauna, întotdeauna Dumnezeu prevalează. Din totdeauna legămintele biblice l-au ca parte din legământ pe Dumnezeu. În ultima carte a Vechiului Testament, numită Maleahi, Dumnezeu ne este prezentat ca martor în legământul căsătoriei. Și aici ni se spune, în capitolul 2, versetul 14, următoarele cuvinte: Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Când te căsătorești, nu ai ca martor doar pe prietenii tăi, ce observați în text, nu doar pe nașii tăi, cum au unii pe la anumite biserici, ci în primul rând îl ai pe Dumnezeu. Într-un legământ, Dumnezeu e un element. Doi, oamenii. În cazul căsătoriei, e vorba de soț și de soție. Nevastă ta cu care ai încheiat legământ. Tu nu ești legat de soția ta doar din iubire, doar în baza unui act al unui certificat de căsătorie sau livret familiar, ești legat în căsătorie prin legământ înaintea lui Dumnezeu. Îl ai pe Dumnezeu, ai oamenii, tu și ea, trei, promisiuni și făgăduințe. Orice legământ conține promisiuni, făgăduințe. În Ezechiel, capitolul 16, Dumnezeu folosește o alegorie, adică descrie relația sa cu Israel ca un legământ între soț și soție, ca un legământ al căsătoriei între el, iubitul, și Ierusalim, iubita lui. Și spune așa, Ezechiel 16:8: Când am trecut pe lângă tine, m-am uitat la tine, spune Dumnezeu, și iată că-ți venise vremea dragostei. Am întins peste tine poala hainei mele, ți-am acoperit goliciunea și acum ți-am jurat credință și am făcut legământ cu tine, zice Domnul, și ai fost a mea. Partea legământului căsătoriei este jurământul sau făgăduințele, promisiunile celor care se căsătoresc. Promisiuni făcute unul altuia. Aceste promisiuni întotdeauna se făceau în fața unor martori, de aceea nu există căsătorie fără martori. Chiar și Dumnezeu se numește martor în Maleahi 2. Și în fața acestor martori, aceste promisiuni trebuiau spuse în două feluri. Unu, verbal, pe vremea Domnului Iisus, terminologia în limba latină, că era Imperiul Roman, era verba solemnia. Soțul făcea cele făgăduințe soției și soția le făcea soțului. De asemenea, erau scrise într-un act numit ketuba la evrei, acel certificat de căsătorie. Așa cum știți că în Vechiul Testament exista un certificat de divorț, unde se anula căsătoria, așa exista un certificat de căsătorie numit ketuba, în care se specificau aceste făgăduințe, aceste jurăminte. Nu era ceva superficial, pripit, nu era ceva romantic, nu era ceva de genul: vrem să ne căsătorim, frate păstor, hai cu noi la predeal, un apus de soare, noi doi, Domnul și cu dumneata. Nici vorba. Poate să fie și într-un alt mod, nu neapărat în biserică, dar trebuie neapărat să aibă martori, să fie Dumnezeu implicat, să fie jurăințe și făgăduințe. De ce? Fiindcă întotdeauna când e vorba de promisiuni, trebuie să existe aceste jurăințe. De aceea noi, cel puțin în cazul meu, când ajung să fiu chemat să țin cununia unor tineri din biserica noastră în acele sesiuni premaritale, întotdeauna vorbim despre lucrurile astea.
Și întotdeauna le spun, mă, voi când o să veniți în fața altarului și în fața oamenilor, cunoscuților și martorilor, eu nu o să vă pun doar o simplă întrebare. Nesili de nimeni, noi în căsătorie pe sora. Da. Sau în sora noastră. Igen. Nu-ți spui un simplu da. Tu trebuie cu gura ta să făgăduiești și trebuie ori tu îți găsești niște făgăduințe, dacă nu, îți dau eu niște exemple în baza Scripturii, că o iubești, că o îngrijești, cum Hristos a îngrijit biserica, la fel și tu, ca și soție, făgăduiești înainte, că respecti, că te vei îngriji de el și așa mai departe. Sunt niște lucruri care trebuie spuse, nu doar un simplu da. Și amin. Promisiuni, făgăduințe. În momentul în care promisiuni și făgăduințe apar, imediat patru, în orice legământ ai responsabilități. În Vechiul Testament, spre exemplu, în Exod, capitolul 21, sunt câteva responsabilități care derivă din legământ, reiterate și în Noul Testament, în Efeseni 5. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Responsabilitatea bărbatului. Cine își iubește nevastă, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Îl iubești, îl hrănești, o îngrijești. De aceea bărbatul este cel care are responsabilități de genul, și o să vedem imediat în sesiunea următoare care sunt câteva din acestea. 1 Corinteni 7, o altă îndatorire pe plan intim. De aceea când faci juruințe, făgăduințe în fața pastorului, tu nu le faci ca așa ai văzut în filme, ca așa e mai romantic, ca așa e la modă, ci tu le faci în fața lui Dumnezeu, și asta înseamnă că trebuie să te ții de ele. Chiar Dumnezeu dă un exemplu personal în Ezechiel 16. El face promisiuni, face juruințe, dar le împlinește, și următoarele versete arată lucrul acesta. Citesc din Evrei, din Ezechiel capitolul 16, te-am scăldat în apă, asta e după ce a făcut jurământul. Te-am spălat de sângele de pe tine, te-am uns cu un de lemn, ți-am dat haine cusute cu fir și o încălțimite din piele de vițel de mare. Te-am încins cu insubțire, te-am îmbrăcat în mătasă, te-am împodobit cu scule scumpe, ți-am pus brățări la mână, salbă la gât, ți-am pus un inel în nas, cercei în ureche, o cunună minunată pe cap. Astfel ai fost împodobită cu aur și argint. Dumnezeu ia cei mai scump în lumea lui, își îngrijește iubita, își împodobește iubita. De ce? Fiindcă în legământ nu spui doar juruințe de dragul romantismului sau ca un ritual, ci ceea ce tu juri și făgăduiești și promiți, tu asta faci, pentru că este o îndatorire, o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Și responsabilitățile întotdeauna când vin înaintea lui Dumnezeu îți aduc pe de o parte, și ăsta e al cincelea element, binecuvântări. Orice legământ are pregătite binecuvântări. Binecuvântări pentru cei care îl țin. De aceea căsnicia nu e o chestiune neutră. Hai să ne căsătorim, așa face toată lumea, e vremea noastră, am stat prea mult în prietenie, ne-am și logodit, ar fi cazul, nici vorbă, căsătoria nu e o chestie neutră pe care o faci, că așa face toată lumea. Este un legământ făcut în prezența lui Dumnezeu, care, atenție, nu e doar martor, ci este și judecător vis-a-vis de responsabilitățile pe care tu trebuie să ți le asumi. Și când ți le asumi, el dă binecuvântare. Și acolo unde este binecuvântare, este și fericire. De aceea, dacă vrei să ai fericire, caută binecuvântarea. Dacă vrei să ai binecuvântare, ține-te de promisiunile din legământ, îndeplinește-și cerințele care îți revin ca soț sau soție în căsnicia ta și vei ajunge să vezi că încep să clădești o căsnicie sănătoasă. De ce? Fiind o căsnicie fericită. Întotdeauna derivă rezultatul unei căsnicii sănătoase, care nu se naște repede din instinct, din romantism, ci clădită pe norme specifice clare. E odată ce înțelegi treaba asta, că între tine și nevastă ta sau între tine și soțul tău este un legământ, tu altfel vei trăi, altfel vei interacționa, altfel vei comunica, altfel îl vei trata pe el sau pe ea, fiindcă știi că dacă respecti ce ți se cere, tu vei avea o căsnicie sănătoasă, și având o căsnicie sănătoasă, vei avea una fericită. Mulți credincioși, din păcate, trăiesc în ignoranță totală.
și vor să sară cumva de la legământ direct la binecuvântare. Vor să ajungă fericiți și spune: Doamne, noi am făcut un legământ înaintea Ta, dar am venit, m-am dus la altar, dar vreau să mă binecuvântez. Și Dumnezeu îi spune: vreau să te binecuvântez. Dar există așa o scară naturală a lucrurilor. Vrei să ajungi binecuvântat între pasul 1 și 4, nu uita că mai trebuie să vie și 2 și 3. Sunt niște responsabilități, sunt niște promisiuni, sunt niște lucruri pe care dacă le trăiești în viața ta, vei ajunge aici și îți promit că vei ajunge aici, fiindcă sunt bun și drept și mă țin de promisiunile care le fac. Dar sunt mulți care le ignoră sau le tratează cu dezinteres, sar peste ordinea asta și apoi se miră că n-au împlinire. De ce? Fiindcă cei care ignoră legământul ajung la un alt element caracteristic legământului pe care n-avem cum să-l evităm. Așa când Dumnezeu dă binecuvântare, când într-adevăr există ascultare și împlinire și respect, tot așa Dumnezeu, fiind drept, aduce consecințe. Ca în orice legământ, indiferent că e biblic sau nu, există consecințe pentru cei care nu-și respectă îndatoririle. De ce? Fiindcă Dumnezeu e real. Avem impresia că dacă stăm noi doi în dormitor sau în bucătărie și nu ne mai aud nimeni, din când în când vecinii, când trecem pe ăsta anumiți decibeli, când nimeni nu știe de problemele noastre, cumva ni le rezolvăm în familie. Nu ni le rezolvăm în familie, că familia ta e un pic mai mare. E un fel de triunghi, ești tu cu el și mai există cineva care e deasupra, care vede. Și indiferent cât de autoritar poți să fii tu sau poate să fie ea și cumva câștigați argumentul datorită decibelilor sau, eu știu, a stilului tău de a te angaja în conflict, tu nu-l câștigi înaintea lui Dumnezeu dacă nu-l judeci și nu-l joci așa cum vrei. Spre exemplu, în Ezechiel 16, am observat cum Dumnezeu și-a îndeplinit partea sa din legământ. I-a jurat credință, i-a jurat făgăduințe, a început să se îngrijească de ea, dar la un moment dat, în versetul 18, din capitolul 17, Dumnezeu se adresează împăratului, ca reprezentant al poporului, al lui Israel, iubita lui, și spune așa: a nesocotit jurământul până într-atât că a rupt legământul, ba chiar și-a dat mâna și a făcut aceste lucruri. Un popor, o iubită, o mireasă face un jurământ, un legământ cu Dumnezeu. Dumnezeu și respectă, dă binecuvântare, ea nu și respectă. A nesocotit jurământul până într-atât că a rupt legământul și a dat mâna și a făcut acest ce fel de lucruri? Lucruri care nu țin de legământ. Continuă textul: nu va scăpa. Când tu faci un legământ în care este implicat și Dumnezeu și nu te ții de cuvânt, ascultă-mă cu atenție, n-ai cum să scapi. O, s-ar putea să ai un soț black care să nu zică nimic, sau s-ar putea să ai o nevastă care să-ți îndure toate isteriile tale, dar dacă nu îndeplinești responsabilitățile tale de soț sau soție, tu nu vei scăpa ușor. Fii atent cum continuă textul, versetul 18. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu pe viața mea, că întrucât a nesocotit jurământul făcut în numele meu și a rupt legământul meu, voi face să se întoarcă asupra capului lui lucrul acesta. Și câte căsnicini ajung în dezastru, fiindcă el sau ea sau amândoi calcă intenționat în picioare responsabilitățile legământului sau le ignoră pur și simplu. De aceea repet și spun, dacă vrei să ai o căsnicie fericită, caută în primul și în primul rând să ai o căsnicie sănătoasă. Vrei să ai o căsnicie sănătoasă? Caută să-ți îndeplinești responsabilitățile. Nu știi care sunt? Întreabă, că de-aia e păstor la biserică să intre. Citește Scriptura, că ți le spune. Citește cărți pe temele astea. Dar nu trăi din instinct sau din încăpățânarea firii tale pământești, că nu vei ajunge niciunde. Nu există zonă de mijloc sau zonă neutră. De aceea, ultimul punct pe care aș vrea să-l vorbesc când e vorba de legământ este acesta: păzește legământul. Una dintre cele mai folosite expresii în Scriptură când e vorba de legământ e expresia asta: păziți legământul. De peste 280 de ori apare cuvântul legământ în Scriptură. 90%
legat de cuvântul legământ, în contextul respectiv apare fraza asta, gândul, conceptul ăsta, păzește legământul. De ce? Fiindcă trăim într-o lume dominată de păcat, influențată de cer rău. Omul este supus unui tir continuu de ispite, de încercări, de atacuri omenești, spirituale, nu de puține ori direcționate direct împotriva căsniciei, a relației tale. De aceea Dumnezeu mereu repetă: hei, păzește legământul, luptă, nu te lăsa, rămâi credincios. În Maleahi, textul de care am vorbit la început, în care se descrie legământul căsătoriei, Dumnezeu spune, versetul 14, Maleahi 2, Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, care acum, atenție, nu-i mai ești credincios. Măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflarea de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezeiască. Luați seama dar în mintea voastră și niciunul dintre voi să nu fie, subliniați, necredincios neveste din tinerețea lui. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, urăsc divorț, zice Domnul Dumnezeu lui Israel, și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. De trei ori într-un singur pasaj apare expresia nu fiți necredincioși. Necredincioși cui? În cazul lor, nevestelor lor. Și observați implicit legământului încheiat cu Dumnezeu. În alte cuvinte, când tu ajungi prin neimplicarea ta sau irresponsabilitatea ta sau încăpățânarea ta să nu fii credincios în datoririlor față de nevasta sau față de soțul tău, tu nu ești doar necredincios lui sau ei, tu ajungi să fii necredincios promisiunilor, obligațiilor care ți-au fost date de pe verticală, pe orizontală, de la Dumnezeu în jos. Și nu te gândi numai la adulter. Neglijență, sunt soț sau soții care trăiesc numai pentru ei în căsnicie. Alții apelează chiar la violență verbală, fizică, ceea ce nu-i deloc acceptat de Dumnezeu. Chiar în textul nostru e foarte interesant cum se specifică: eu urăsc despărțirea în căsătorie, dar observați conjuncția și. Și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie, zice Domnul oștirilor. O tendință pe care am observat-o în bisericile evanghelice e că mulți se opresc la prima parte. Eu urăsc divorțul, Dumnezeu urăște divorțul, e adevărat. Dar pun întrebarea, Dumnezeu are pune punct sau virgulă? Continuă cu aceeași intensitate, folosind conjuncția și, o conjuncție de legătură. Precum urăsc divorțul, așa urăsc, continuă textul, și haina acoperită cu silnicie. Știi ce înseamnă silnicie? Să stratezi partenerul de viață cu violență, prin constrângere, cu brutalitate. Și asta e o încălcare a legământului în fața lui Dumnezeu, dar câți noi ignoră. Am interesat în Arad și anul trecut a fost 1362 de căsătorii, au avut 478 de divorțuri, de rupere intenționată a legământului, a ceea ce Dumnezeu urăște. Și am întâlnit destui care au crezut că asta e soluția fericirii lor, să iasă, să scape, să divorțeze, că s-au săturat, că nu-s mai bun de nimic, că nu se mai potrivesc și mergi și scaută alții. Credeți că-s fericiți? Te duci și te întrebi, de ce nu le merge bine? Cum să le meargă bine când în loc să-și repare relația, nu după capul lor, ci după manualul Scripturii, pur și simplu au aruncat-o la coșul de gunoi. Când rup legământul, așteaptă-te la consecințe. Israel a rupt legământul, știm bine în Vechiul Testament. Dumnezeu i-a spus, nu va scăpa, ci din contră, toate lucrurile de care se făcea vinovat au venit peste el. De ce? Fiindcă căsătoria nu e un contract pe care tu îl rupi și anulezi tot. Căsătoria e un legământ pe care trebuie să-l ții. De aceea, Scriptura nu recomandă ca rezolvarea conflictului divorțul. Bun, dar ce să facem? Fiindcă nu există căsătorie fără conflict. Și problema legământului, problema când ajung în conflict cu el sau cu ea și nu știu cum să o rezolv. Și dacă nu știu cum să o rezolv, treaba să se perpetue, se ambalează, se amplifică și la un moment dat explodăm. Ce-i de făcut în acest caz? Hai să trecem prin cele trei, probabil cele mai frecvente cauze ale conflictului în familie. Trecem succint prin ele. Care credeți voi că e prima
cea mai frecventă cauză a conflictului în relațiile de familie? Care credeți voi? Care? Probleme financiare, altcineva? Viața intimă, părinții? Religia? Bun. Hai că vă zic eu una din ele. Sunteți de acord, nu sunteți de acord, e ok. Una dintre primele. Socri! Rog nurorile și ginerii să mă apere în cazul în care pentru următoarele 2 minute voi fi atacat de socre. Din punct de vedere biblic, care este rolul socrilor în căsnicie? Din punct de vedere biblic, care e rolul socrilor în căsnicie? Niciunul. Ce trebuie să facă ei față de copiilor recent căsătoriți? Nimic. În ce fel pot să se implice în cadrul relațiilor de familie a copiilor lor? În niciun fel. Destul de clar. Destul de clar. Acum că le-am pus pe foc pe socre. Nu vă puteți imagina cât rău pot face părinții care, atenție, din intenții super sincere și bune, doresc să-și ajute pruncuțul sau fătuța și intră în problemele lor de căsnicie. Biblia este foarte clară încă de la crearea primei familii, a primei căsnicii. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Știți ce e interesant? Versetul ăsta ne-a fost dat și l-a fost dat înainte ca să fie existat vreo socră. Pricepeți? Dumnezeu știa ce va veni, da? Ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul, indiferent că e părinte, că e bunic, că e tată, că e socru, să nu despartă. De puține ori, părinții cu intenții foarte bune, repet, despart copiii de soții și partenerile lor și despart unitatea acelui trup. Asta nu înseamnă că între părinți și copii nu mai trebuie să existe nicio legătură, nici vorbă. Trebuie să se ajute unii pe alții, să se respecte, să trăiască în independență unii de alții. Și vă redau cele 5 aspecte principale ce țin de relația dintre tinerii căsătoriți și socrii lor. Unul la mână, realitate. Observați în text. Va lăsa pe tatăl și pe mamă sa și se va lipi. Această realitate trebuie să existe. Dacă nu a fost până acum, cu cât mai repede o faci, cu atât mai bine. Lasă-ți părinții și urmează ceea ce Dumnezeu spune. Lipește-te, depinzi de nevastă ta sau de soțul tău. Realitate. 2. Loialitate. Dacă până la căsătorie ai fost loial părinților, din momentul căsătoriei, loialitatea ta trebuie să fie îndreptată spre partenerul tău de viață. 3. Autoritate. În relațiile de familie, autoritatea are soțul, nu tatăl, nici soacra, nici altcineva. 4. Prioritate. Nu există competiție când e vorba de relații de căsnicie. Partenerul de viață, soțul sau soția ta sunt pe primul loc. Fratele, prietena, părinții trec pe locul 2, 3, 4, 5, da? 5. Demnitate. Aici e vorba de demnitate personală. Indiferent cum te-au tratat părinții, tu trebuie să ai o demnitate personală când e vorba să le spui nu, să le poți spune nu. Când e vorba să le spui da, să le poți spune da. Care ar trebui să fie atitudinea părinților față de copii? Libertate și disponibilitate. Când au nevoie, când cer ajutor, să fie disponibil. Nu să-i desparți, nu să-i împarți, ci să-i împaci, dacă e cazul. De aceea, de la începutul căsniciilor, întotdeauna când trecem cu cuplurile de tineri prin materialul ăsta premarital, le recomandăm să avem noi, dacă e posibil, dacă nu ei chiar, o stare de vorbă cu părinților pe acest subiect. Și hai să-ți dau un pont. Nu vorbi cu soacră ta. Lasă-l pe el să vorbească cu ea. El e pruncuțul de inimă a mamei lui. Când e vorba de socru, las-o pe ea să vorbească cu tatăl ei. N-are curaj, îi faci curaj. Ideea e, nu vă intersectați. Lăsați copiii voi, vorbiți cu părinții voi. Știu că nu-i simplu, dar vorbiți voi, pentru că jocul, familia voastră este în joc. Trebuie să ai curaj, să trasezi linii clare.
Un tânăr soț recent căsătorit a dat un anunț în ziar legat de locuință, caut locuință, să fie suficient de mare ca soția mea să nu renunțe, să nu se mute la maică sa și suficient de mică ca soacra mea să nu se mute la noi. Când treci de această limită impusă de legământul căsătoriei, vei avea probleme. Unu, socrii. Doi, o altă cauză când e vorba de conflict e trecutul nostru. De ce? Fiindcă fiecare dintre noi, într-un anumit fel sau altul, am fost crescuți, educați într-un anumit mediu, cu anumite obiceiuri care ne-au influențat din plin. Spunea cineva, în patul matrimonial nu ești numai tu cu nevastă ta, sunt 6 persoane. Cum 6 persoane? Pe mama și tatăl ei, mama și tatăl tău. De ce? Pentru că indiferent pe unde te miști, tu creezi, tu trăiești cu tot ceea ce ți-a fost formatată și setată mintea ta. Mulți încercăm să imităm ce am văzut în relațiile de familie dintre părinții noștri. Și evident că el ține la ceea ce a văzut în relațiile dintre tatăl său și maică sa, tu ții la ceea ce ai văzut în familia ta și încep să apară probleme. Avem de-a face de asemenea cu probleme nerezolvate din trecut. Dacă sunt persoane care au avut o imagine de sine foarte scăzută, sunt oameni care sunt foarte nesiguri pe ei. Oameni care tot timpul vor încerca să se afirme, fie în căsnicie, fie în viață, de obicei prin a face lucruri neobișnuite, extravagante. Trebuie să pricep ce se întâmplă în spatele acelor ieșiri, atitudini. Bă, dar mă sperii, mă, dar ce se întâmplă? De ce când ieșim în public, de ce când suntem undeva, ești atât de nesigur? Trebuie să faci treaba asta sau să te dai așa rotund. Ce se întâmplă cu tine? Alții care au fost respinși în trecut sau au avut răni relaționale profunde, care când e vorba de orice formă de respingere reală sau aparentă, se închid, devin suspicioși, inclusiv față de partenerul lor de viață. Nevastă mea, că să fiind crescută în Africa, pe câmpul de misiune, taică-s-o a fost medic, au deschis spitale prin Ciad, dar au fost zone din alea în care numai ei și animalele sălbatice erau. Era o zonă de savană, nu exista altceva. Ei, după 10 ani de zile, de la 4 la 14 ani, când s-au întors în Franța, îmi place că vorbește cu mine, micuța, când s-au întors în Franța la 14 ani, acum voi știți că toți ați fost adolescenți, sau unii dintre voi aveți adolescente în familie, 14 ani e vârsta la care înveți să îmbrățișezi un cactus, da? Parcă dintr-o dată pruncul tu, într-o singură noapte, o căzută pe altă planetă. Dintr-o dată schimbă hormonii, le schimbă mintea, toate lucrurile astea. Ei, și ani când a ajuns în Franța, normal, au pus-o într-un liceu normal, într-o școală normală, acolo toată lumea era la mod. Cântăreți, cântărețe, filme, stil de pantalon, de poșete, Franța, la. Ea săracă a venit de 10 ani, așa scoasă din context, pusă înapoi în mediul ăla. Vă dați seama, unde ai fost? Africa! Ai crescut la zoo. Bun, ce-ați făcut acolo, bă? Misionari, chestii oculte, tai că tu crede încă în Doamne, Doamne, bă. A început să-și bată joc de ea și a trecut vreo 2 ani de zile printr-o perioadă de respingere acută, care a afectat-o profund. În momentele alea, slavă Domnului că Dumnezeu mi-a deschis ochii, mintea, inima și a început să lucreze, dar era foarte sensibilă la chestii legate de respingere. Nu știi tu prin ce traume a trecut nevastă ta sau soțul tău. Nu știi tu ce consecințe sau rezultate au venit din cauza respectivă. Sau poate că ai trăit într-o familie în care n-ai beneficiat de iubire, n-ai știut să iubești, n-ai știut cum să accepti iubirea altora. La mine eu am copilărie la Curtici, părinții mei au divorțat când am avut 2 ani. Taică mi-a plecat, maica mea s-a dus să-și termine conservatorul la București, 12 ani am copilărie la Curtici cu bunicii mei, bunici extraordinari. Dar la Curtici era o vorbă, sper că să nu fie și pe aici prin zona voastră, să fi rămas undeva dincolo de Carpați. Pruncul nu ți-l țuci numai în somn să nu se mândrească. Ai de capul meu, exorcizare la treburile astea. Deci eu m-au iubit, nu pot să neg că m-au iubit extraordinar, dar niciodată eu n-am auzit o vorbă, te iubesc, te apreciez, hai la bunicul să te pupe. Hai. Vedeam la alții că n-am simțit treburile astea. Acum, gândiți-vă că aici e băiețașul care a crescut în Curtici cu tipul ăsta de dragoste, da? Și dincoace e nevastă sa cu care tocmai cică s-o căsătorin. Nevastă care o fi crescut în Africa, dar părinții
timpul erau în jurul lor. Patru frați se întâlnesc odată pe an, ne întâlnim undeva în august. Toți au copii mici acum, da? Suntem ca la vârste apropiate. Când se văd și acum, pentru primele două zile, eu nu mă bag, mă trag la o parte, pentru că zici că niște maimuțe, unul peste altul, să pupă, se îmbrățișează. Așa au crescut în familie. Asta a fost etosul familiilor. Dragoste, sprijin, apreciere, cuvinte. Și acum când îmi scriu e-mail-uri, 30 de fraze, numai te iubești, je t'aime, t'amour, toate lucrurile astea. Acum gândiți-vă, băiatul din Curtici și nevastă-sa. Și a venit împreună. Și eu dacă i-am spus te iubesc când m-am căsărit cu ea, am zis pentru 2 ani, nici ajuns. Ha? Ea care aștepta la fiecare câteva minute din zi să-i spun, să-i fac, să-i dreg, nu pricepeam, ce baia aia, mă, nu mă mai crezi, tu crezi că eu așa mă schimb după o zi pe alta, care-i problema ta? Mă, dar totuși o vedeam că e încordată. Știți cum sunt nevestele astea? Nevestele au o problemă. Acum, la frații penticostali un pic mai simplu, dar eu cum veneam din mediul baptist, a fost un pic cam greu. Nevestele cred că noi bărbații suntem toți proroci. Cumva le ghicim ce le-au în mintea lor. Nu vin și... Dar cum tu nu-ți dai seama? Dar tu n-ai auzit? Dar tu nu poți să-ți dă... Dar de unde să citesc eu gândurile, mă, soră, mă? Dar e probă, e o mare lucru să vii să-mi spui, spunem și fain frumos, îmi pun în agenda, mă duc și... Nu! Că tu trebuie să ghicești. Stai o leacă, mă. Probabil că numai în cazul meu se întâmplă lucrurile astea, dar... Ei, trecutul ăsta, când vii cu el și îl pui împreună în căsnicie, face ravaje. Asta așa trebuie să fie, de ce? Asta așa se face, dar de ce? Păi așa trebuie făcută, dar de ce? Așa se făcea la noi în familie. No, foarte bine că se făcă la tine în familie. La mine se făcea altfel. Avem așteptări greșite și în baza asta începem să ne judecăm unii pe alții. Și evident că niciodată nu vom ajunge la numitor comun, mai ales când el sau ea, dacă e o fire mai dominantă, mai colerică, mai sangvinică, începe să-l constrângă să devină ca ea sau ca el. Trebuie să-ți crești copiii așa cum mama m-a crescut pe mine. Bă, dar eu nu vreau să ajungi ca maică, tatu, pricep, măsătulă, că am o soacră, te-am pe tine, vreau pruncii mei să fie un pic mai altfel. Administrăm banii așa cum vreau eu. Bun, e ok, dar poate că este o altă cale. Și începem să ne constrângem. Cum se rezolvă problemele astea? Conștientizarea. Ești conștient că și tu și ea intrați în relație de căsnicie cu niște ochelari cu dioptrii enorme care vin din trecutul tău. Ea trebuie un pic dat jos și înțeles un pic de unde vin, cu ce se mănâncă treaba. Doi, comunicare. Comunicați între voi diferențele. De ce consider că așa ar trebui crescuți copiii? Păi uite așa, bun, hai să-ți explic cum am crescut eu, poate că mă înțelegi. Trei, colaborare. Colaborez cu partenerul tău de viață. Mai ales că fiecare dintre noi avem orbul găinii. Știți care e orbul găinii? Unghiul la mort. Suntem prea obișnuiți cu un anumit stil de viață și nu trebuie să ne vină altcineva să ne spună, mă, nu-i drept, nu-i curat, nu-i cum trebuie, cum trăiești. Trebuie să-ți explice, să fii conștient, să colaborezi. Și nu în ultimul rând, ai grijă la reacțiile tale. Fiindcă conflictul e conflict, dar dacă n-ar fi reacții, ar fi super. Dar sunt cel puțin 5 tipuri de reacții în conflictul marital. Da? 1. Înghețarea. Și sunt câțiva înghețați printre noi astăzi aici. Sunt persoane care atunci când ajung în conflict, conflictele îngheață. Fie unul din ei, fie amândoi. Intră în conflict super sensibilă, nu vrea să atingă rădăcina problemei, nu vrea să atingă cauzele care au generat conflictul, nu-i place conflictul, începe să se retragă, să se închine, să se închidă, să-și înghețe sentimentele, reacțiile. Știi care e problema? Îngheață la suprafață, dar lava aia, lava aia mânie, a suferinței, a ranchiunii, a nerezolvării problemelor, rămâne. Și ce face lava? Mocnește. Unii trăiesc cu impresia că timpul le va rezolva problema. Lasă treacă câteva zile, să vezi cum se rezolvă. Timpul niciodată nu rezolvă problemele. Din contră, le ascunde, le acoperă. Și când nici nu te aștepți, fermentând în noi, le scoate la suprafață. 1. Cei care îngheață conflictul. 2. Evadarea. Sunt unii care atunci când dau de conflict fug de probleme.
Unii își lasă căminul, pleacă pentru câteva ore, zile, săptămâni. Alții se afundă în muncă la servici. Alții pleacă la părinți, alții la cumpărături, unii la bar, alții în alcool. Caută o evadare temporară de la problemă, de la conflict, la fel ca și înghețarea, evadarea aduce o soluție temporară, aparentă. Nu rezolvă problema. O aplanează până mai târziu, când toate astea se adună, explodează de rup digul. Și aici apare a treia formă, duelul. Un tipar opus primelor două. Cine preferă duelul nu se retrage, ci omul ăsta atacă și începe. Clint Eastwood. Gloanțe verbale, pumni, tot ce prinde în mână, nemulțumirele exprimate cu mânie. Ei, la un moment dat cineva la consiliere și îmi zice: frate, să știți, eu declar, poate mă credeți nebun, eu cred în farfurii zburătoare. Zic, explică. Le văd în bucătăria mea! Oamenii care preferă duelul, jignesc profund, amenință, fac afirmații nepotrivite, rănesc pe alții, de obicei celălalt partener fie cedează, fie îngheață sau evadează. Și dacă răspunde cu aceeași monedă, iese război. Știți cine vor fi cei mai afectați? Statisticile spun copiii care trăiesc sau au crescut în relații de familie dominate de violență și ei la rândul lor vor ajunge violenți. Și dacă duelul nu-i de ajuns, sunt unii care sunt mine ambulante, gata să explodeze. Și aici e vorba de explozie. Spre deosebire de duel, care poate ține zile sau săptămâni întregi, explozia este dintr-o dată. De obicei are loc la cei care mereu și mereu îngheață, evadează, dar care atunci când lava aia fermentează și se adună și fierbe și se sparge, vulcanul erupe și rupe tot în jur. Cei mai mulți, după ce se liniștesc, după ce de fapt celălalt i-a făcut knockout în țândări și cioburi, se trezesc la realitate și înceapă să-și ceară iertare, să-și regrete profund, dar nu e ce. Din păcate, de obicei, după orice reacție de acest gen, ceva se rupe în circuitele dintre cei doi și nu mai pot fi puse la loc. Varianta biblică de aplanarea conflictului este soluționarea lui. Nu pe calea firii, unde unul e învins și celălalt învingător, ci pe calea Duhului. O, da, există conflict, inevitabil să n-ajungi în conflict, spunea Martin Luther. N-ai cum să eviți ispita. Problema e ce faci când ispita vine. N-ai cum să eviți conflictul. N-ai cum să lași păsările sau să eviți ca păsările să nu zboare deasupra capului tău, spunea Luther, dar poți să eviți să nu-și facă cuib în el. Da? La fel și conflictul. Toți trecem prin conflict. Sunt frustrat, e clar, am dreptul să fiu uneori. Dar cum voi alege să reacționez? Cum voi alege? Ăsta e cuvântul cheie. Cum voi alege? Să reacționez în fire? Că așa îmi vine din instinct, să o fac praf? Să o las singură, să mă cert, să plec? Sau în duh? Să-mi calc orgoliul, să-mi subjug eul, să încerc să mă pun și în papucii ei, să încerc să rezolv conflictul cu armele Duhului, nu cu ale firii. Și aici avem un verset cheie. Un verset care, știm bine textul din Efeseni 5, textul care e probabil cel mai clar când e vorba de relațiile de familie. Efeseni 5, da? Versetul care introduce Efeseni 5, versetul 21, care spune așa: supuneți-vă unii altora, acum, în frica lui Hristos. În conflict, de obicei, ajungi într-o postură în care nu-ți mai pasă de nimeni, fiindcă nu ți-i mai frică de nimeni și vrei să atați, să lovești, să ripostezi. Dacă ești conștient că în conflictul ăla e și Dumnezeu deasupra, eu cred că tu poți să reacționezi și altfel în acel conflict. Frica lui Hristos trebuie mereu să rămână ca o umbrelă peste relația ta, fiindcă dacă ai o frică de Hristos, n-ai cum să reacționezi ca un păgân în conflictul respectiv.
Mai ales când e vorba de reacții care pot afecta legământul făcut înaintea lui Dumnezeu. Fiindcă în momentul în care tu reacționezi orizontal vis-a-vis de partenerul tău de viață, dăm voie să spun că într-un fel sau altul tu afectezi și relația pe verticală. De ce? Fiindcă păcatul e un bumerang în lumea guvernată de Dumnezeu. De aceea, căsnicia cere un divorț. Orice căsnicie sănătoasă cere un divorț. Nu față de partenerul tău, ci față de iubirea ta de sine. Tu ai fost chemat să fii un singur trup și unitatea aia tu trebuie să o păstrezi, nu să o distrugi. Tu ai niște responsabilități pe care trebuie să le îndeplinești, nu trebuie să te justifici vis-a-vis de ele. Tu ești într-un legământ și legământul ăla trebuie să-l păzești. Altfel, afectată fiind căsnicia ta, îți va fi afectată relația ta cu Dumnezeu. Am citat din Maleahi 2. Merg mai departe cu textul ăla. Iată acum ce faceți. Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât el nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. În alte cuvinte, vă rugați cu lacrimi zi și noapte, aduceți jertfă, implorați pe Dumnezeu să vă asculte. Și interesant că Dumnezeu nu o face, nu fiindcă nu vă aude, ci fiindcă nu vrea. De ce? Observați, nu mai pot primi nimic din mâna voastră. Și ce-i mai rău decât să știi că vii la biserică, te pui pe genunchi, postești, jelești, te rogi și cerul rămâne mut și nemișcat, fiindcă Dumnezeu nu mai vrea, nu mai poate să te asculte. Și în versetul 14, și dacă puneți întrebarea pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căruia acum nu ești credincios, măcar că-i tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Observați cum totul revine la legământ. Ai închemat legământ. Nu mai ești credincios făgăduințelor, responsabilităților tale. Îl tratezi, îți tratezi partenerul fără frică de Dumnezeu. De aceea ceea ce seamănă omul, aceea va și se cera. Și Dumnezeu nu stă nepăsător. De ce? Fiindcă legământul căsniciei, căsătoria ta are un preț în ochii lui. Și foarte important. De aceea el e drept și bun și va da binecuvântare și evident fericire căsniciei tale când tu ții cont de lucrurile astea. Dar va aduce și consecințe și nu va sta nepăsător când în nesăbuința sau încăpățânarea ta nu vrei să asculți. De aceea nu putem trăi cum vrem noi sau cum ne pare nouă bine în căsniciile noastre. Fiindcă așa cum există niște legi ale naturii, la fel există niște legi spirituale și morale pe care nu putem să le călcăm. Nimeni nu s-a suit pe turnul Chindiei în Târgoviște și să spună, bă, doare în cod de legea lui, cum îl cheamă pe la Newton, cine, gravitației. Vă arăt eu că nu există legea gravitației. Arghire, uite-te la mine. Și faci un pas. Îi trebuie doi? Unul singur. Există o lege a naturii pe care Dumnezeu a pus-o și s-a spus foarte clar. Încalci legea naturii, suferi consecințe. Există la fel legi morale și spirituale. Și apoi ne mirăm cum de nu ne ies lucruri. Cum de ni se întâmplă? Păi ni se întâmplă, fiindcă cu mâna ta ți-ai făcut-o. O căsătorie sănătoasă, însă e o căsătorie fericită. Caută să ai o căsătorie sănătoasă. Cum? Apropie-te de Dumnezeu și fii conștient că relația ta maritală e cu mult mai mult decât un simplu contract, act, certificat de căsătorie. E un legământ înaintea lui Dumnezeu. Și fiind un legământ, caută să afli responsabilitățile care ți se dau și în următoarea sesiune despre asta ne vom ocupa. Și atunci când ajungi în cadrul acelor responsabilități să n-ai aceleași păreri, să ai probleme, să fim, că doar imperfect suntem, să ai imperfecțiuni, încearcă să le soluționezi biblic. Alege cum lupți în conflictul tău. De ce? Fiindcă vrei ca Dumnezeu să te binecuvânteze. Cauți sănătatea familiei tale, cauți fericirea familiei tale. Bun. Mă opresc aici și acum vă las pe voi să vorbiți. Fiecare ați trimis câte o foaie. Cred că avem aici niște băieți care ne pot ajuta pentru cei care vin mai târziu să le dăm niște foi și cei care nu aveți pixuri să luați câte un pix. Mai e cineva aici care nu are vreo foaie?
Țineți mâinile ridicate. Pentru mine ca baptist e un semn extraordinar că vă predați. Putem cânta și o cântare, da? Așa, țineți mâinile ridicate. Și la balcon mă uit, trecem la strofa a doua. Așa, așa, așa. Uite și acolo și în partea aia, te rog. Aici sunteți trei pe o singură dungă. Haideți și în partea asta. Uite-te, te rog, și acolo. Că și acolo sunt și dincolo. Da. Nu mai sunt pixuri. Poate că aveți pixuri și vilenie să vi le scoateți din poșetă. Deci de la mâna voastră până la poșetă sunt 30 de centimetri. Faceți un efort și scoateți-le din poșetă și dați pixurile la cei care nu l-au, da? Problema e în felul următor. Hai să o zic și pe cealaltă. Dacă nu ești aici cu bărbatul tău sau cu nevastă ta, n-are sens să scrii. Dă pixul tău la cel care e cu bărbatul tău și cu nevastă sa, da? Pentru că cu ei am treabă. Bun, fiecare trebuie să aibă o foaie de hârtie și un pix. Dacă e acei cu partenerul de viață. Unde ține nevasta, Arghir? Acolo lângă ea, hai. Măcar pentru jumătate de ceas că te-s eu la învon, să pot și eu să-l comand pe Arghir. Așa. Prima întrebare. Atenție! Nu se copiază, da? Fiecare scrie dreptul lui și nu-i arăți, da? Care crezi tu? Care crezi tu? Și asta înseamnă nu voi, tu, da? Și de-aia pentru tine scrii că sunt primele două cauze care generează mereu conflict în relația voastră de căsnicie. Primele două motive sau cauze care generează mereu conflict în relația voastră de căsnicie. Scrii și ții pentru tine, da? Nu trebuie să scrii întrebarea, mă, trebuie să scrii cauza acolo. Și dacă o scrii la, așa, cu lupa, socra, mă, trebuie să fie scrisă, da? Care crezi tu că sunt primele două cauze care generează mereu conflict în relația voastră de căsnicie? Trebuie să-l așteptăm și pe Laurențiu, că el o crezut că dacă pleacă nu o să-și asume responsabilitatea, voi sta aici și mă voi uita clar să văd dacă scrie și dacă va scrie ceva. Te rog frumos. Primele două cauze care generează mereu conflict în relația voastră de căsnicie. Dacă nu vrei să scrii, te pun cu voce tare să spui așa, pun, te rog. Nu cred că v-a luat prea mult timp să le puteți identifica, mă gândesc. Da? Ei, dacă le-ați identificat, e important, fără a vă bate unul cu altul, să vă uitați soțul și nevasta împreună la foaia aia și să vedeți dacă sunteți de acord unul cu altul, da? Da? Puteți să vă arătați ce v-ați scris, da? Care crezi că sunt, nu șut, așa. Sunt primele două cauze. Vedeți dacă le-ați identificat, da? Întrebarea numărul 2. Nu vă las să vă mai cert așa acasă, nu numai aici. Întrebarea numărul 2. Cum ai caracteriza reacția ta în conflict? Iară, scrii pentru tine, da? Ești o înghețată pe băț, din aia care îngheață conflictul? Îți place să evadezi? Îți place să ieși la duel? Ești dintre cei care explodează după ce stau acolo și mognesc în ei pentru o săptămână de zile? Cum ai caracteriza reacția ta în conflict, da? Una din astea patru. Sau poate că ai tu o categorie aparte, nu știu. Și doi, tot la întrebarea asta, dar a partenerului tău. Dar a partenerului tău. Nu trebuie numai un cuvânt cheie. Îngheață, evadează, duel sau explozie, da? Na, acum, pentru cei care vă place duelul, lăsați săbile jos și încercați să vă uitați la partenerul vostru să vedeți dacă au cam aceleași lucruri pe care le vedeți și voi.
Laurențiu a crezut că eu vin aici să aduc liniște în familie. Domnul Iisus spune, eu vin să aduc sabia. Eu las bomba, grenada, plec și de mâine aveți asistență pastorală la biserică. Da, după ploaie și furtună va veni o zi mai bună. E adevărat și cântarea e bună. Ok. Bun. Întrebarea numărul 3. Tot așa, privat. Nu copiem, ne uităm unii la alții, da? Ce ți-ai dori ca partenerul tău să schimbe când e în conflict? Sau când sunteți în conflict? Ce ți-ai dori ca partenerul tău să schimbe când sunteți în conflict? El, ce ți-ai dori tu ca el să schimbe sau ea să schimbe când sunteți în conflict? E cam greu să schimbi soacra, dar ce ți-ai dori ca partenerul tău să schimbe când sunteți în conflict? Dacă ai terminat de scris, poți să-i arăți și partenerului tău. Ok. Alții mai scriu, fac liste, au și index și cuprins. Mai ales melancolicii. Oh, de mult am așteptat momentul. Nu-i de la mine inițiativă, de la fratele din față. El m-a pus să scriu, dar știi tu bine. Da. Ce-ar fi ca în următoarele momente, acolo unde ești, să pui înaintea Domnului lucrurile astea și să te rogi împreună cu soțul și soția ta și efectiv să-i cer lui ca el să intervină inclusiv în problemele astea care țin de relația voastră. Sunt unii care duceți bătăliile astea de 10 de ani. Sunt unii care știți că trebuie să vă schimbați. Sau poate mândria, poate orgoliu, poate nu știu. Sau poate că aștepți ca ea să se schimbe. Ce-ar fi ca să pui înaintea Domnului și împreună cu soțul tău, amândoi să vă rugați pentru lucrurile astea în cele ce urmează. Și apoi, după ce vom termina de cu rugăciunea, până pe la vreo 6:15, vom avea o scurtă pauză, am înțeles că există niște gustări pe aici pe hol, și la 6:15 ne întâlnim pentru o sesiune un pic mai lungă și un pic mai provocatoare ca prima, tocmai ca să intrăm un pic mai adânc în toate astea. Rugați-vă cu soții și soția voastră.